Deci, în prima fază, austriecii au spus că ar putea avea șanse de scăpare, nu? Da, ok. După tratamentul ăsta de embolizare. E un tratament experimental cu niște nanoparticule și cred că a avut și un efect. Se blochează artera care irigă, acea tumoră. Pentru că tumorele astea au un caracter extrem de pervers. Ele se construiesc în principiu, se autodezvoltă ca o rețea de tuburi capilare, e ceva incredibil, și apoi se conectează, exact, zici că ai un alien în tine, și apoi ele se conectează la rețeaua sanguină a corpului. Practic așa se construiește tumoră. Ea crește așa și ca o construcție finală o racordezi la curent, la apă și la... ceva absolut groaznic. Și această intervenție de care spuneți, sau mă rog, acest tratament, blochează irigarea acestei tumori, numai că ele au capacitatea de a se multiplica în organism și nu știi ce organ, ce alt organ afectează. A făcut acel tratament și cum, pentru că pe mine mă interesează mai mult evoluția ei până în ziua în care vorbim, până astăzi. A avut o perioadă mai bună, a fost mai optimistă? După ce a venit, cred că exact în perioada înainte de Paște, după ce a venit din Austria, a avut o perioadă mai proastă. Și în momentul în care au fost șansele de la medici aproape reduse, s-a încercat cu un prieten al nostru, Marian Vasile, care el s-a vindecat. Deci pot să spun cu mâna pe inimă că n-a făcut nici chimioterapie, absolut nimic și s-a vindecat. El s-a vindecat. Da. Citind și înțelegând boala și probabil cu atitudine. Doar sunt miracole. Remisii și spontane sunt astea. Da. Și a reușit să scape. A avut carcinom laringian în gradul 4. Am înțeles. Două luni de trăit și uite că sunt 4 ani de atunci, e om ok, Doamne ajută. Vesel și tot. Și de asta am și sperat și am văzut cu ochii mei starea Denisei. Și a fost el înainte de, cred că de Flori atunci, a fost la ea și a început tratamentul lui. Și a fost o perioadă mai grea, după vreo 2-3 săptămâni, am fost și eu în perioada aia grea, am văzut atunci am avut un șoc. Deci nu mă așteptam, mi-a părut foarte rău de ea și... În ce sens nu te așteptai? Nu mă așteptam să arate așa, de, de slăbită, de... Probabil că faptul că ea a aflat din prima zi cât de gravă este suferința, a făcut-o să și cadă psihic. Adică oricât de tânăr ai fi... Cancerul cred că nu te omoară de tumoră, că nu te invadează tumoră. Te omoară de veste, mai mult. Cred că te omoară prin epuizare. Da, una la mână și doi și prin epuizare psihică, dacă știi. Adică, cred că, în primul rând, nu trebuie... E posibil fiecare dintre noi să avem tumori necrozate, noi care... Habar n-am avut de el. Da, în primul rând să nu știi că suferi, adică să faci tot posibilul, să facă tot ce tot posibilul cei din anturaj să nu spună. Dacă acel medic așa a considerat de cuvință, se practică în medicina occidentală discursul direct cu pacientul și informarea 100% a lui. Dar nu știu dacă e cea mai bună soluție. Deci te-ai îngrozit când ai văzut-o în momentul ăla de Flori, spui tu. Și am vrut atunci să vin în emisiune și să spun, să iau o decizie, să... Vedem. Asta cu luatul deciziei, pentru că vreau să translatăm cumva discuția acum din punct de vedere al familiei. Înțeleg că nici familia nu a fost unită, adică n-a fost unită dincolo de scandaluri, nu a fost unită în luarea unei nici în luarea unei decizii vis-a-vis de tratament. Unii vroiau tratament clasic, alții vroiau tratament homeopat. Da, pentru că aici e problema. După săptămâna asta, ce credeți? Minune. Denisa, excelent. Exact când a... Nu mai țin minte, a apărut tot câteodată o știre. Asta zic, fluctuațiile astea în presă, când e bine, când e foarte rău, exact. Când e bine, când e foarte deci, rău. Deci eu am plâns de fericire când am văzut-o. Stătea acolo jos, în fund, și făcea ceva cu niște fiole. Le desfăcea, vorbeam, râdeam, glumea, diferită, deci 99,9%, că nu poți să spui. Schimbată față de cum... Da. Și șanse aproape de 100%. Da. Clar le avea. Da. Și plus de asta nu spun eu, spuneau analizele. De la marker tumoral de 25.000, de la embolizare, de la tratamentul homeopat, că am văzut prin ziare ca o paranteză, vraci și nu știu ce. Nu, e un tratament homeopat. Se practică și la o clinică, e o clinică în SUA, Gerson, și mai are și aici în Ungaria, chiar lângă noi. Că nu e... Deci tratamentul homeopat e o știință totuși. Da, că nu e acceptată chiar așa, asta e partea a doua. Dar problema asta, de aici s-a făcut ruptura. Mama lui Liviu
nu acceptă chestia asta, că e o înțeapă prea mult, că îi bagă perfuzii prea multe, că ia pastile prea multe. Eu n-am auzit niciodată, dacă greșesc eu să-mi spună cineva, intoxicație cu tratamente naturiste? Nu cred că există așa ceva, pentru că sunt... Poți să ai alergii la diferite plante. Păi da, dar dacă le iei și nu ai nimic pe parcursul ăsta, da, și 2-3 săptămâni, și după 3 săptămâni vezi că înflorește. Păi asta mi se pare de fapt cea mai groaznică informație pe care ne-o dai în seara asta, că ea era pe drumul bun și disfuncționalitățile astea din familie și divizarea asta au făcut-o să nu mai meargă pe drumul ăla și să ajungă în felul în care este ea acum? Cred că da. Părerea mea e că, ia, dacă e posibil să spună lumea că-s nebun, dar știi când s-a simțit cel mai bine? Când a plecat maică-sa la țară. Deci maică-sa a plecat, dacă nu mă înșel, marți. Dar mama ei nu vedea că totuși se îmbunătățește starea ei de sănătate? Ba da. Și atunci? Și era când cu tratamentul homeopat. E ok. După aceea, hop, să muta în tabăra cealaltă cu sora sa. Hai, da, cu ea la spital. Este... Ok, nu zice nimeni să nu mergem, să nu facem monitorizare, să vedem, avem nevoie de hemoglobină, e vorba de glicemie sau ce mai sunt pentru monitorizare asta, e ok. Dar nu să renunți la tratamentul ăla, că ți-a făcut bine. Dacă dar ai era văzut... mai scump tratamentul ăla? Care, homeopatul? Da. Ăla e tratament de câțiva lei și asta am și spus la plecare când am plecat de acolo. Am spus... Ele nu pot atâta timp cât lucrurile merg bine. Nu schimba, asta au făcut. Ele nu pot fi făcute în paralel sau se bat cap în cap? Doctorul niciodată nu se e de acord. Medicina alopantă nu are nicio legătură cu homeopatul sau cu știu, ceva. Da, nu acceptă. Dacă rău, faceți, adică faceți acasă. Am înțeles. Mă gândeam din punct de vedere al pacientului, dacă își face rău, dacă merge pe ambele variante. Da, da. Adică nu, se exclud? Nu, nu, nu. Măcar nu așa cred să fi făcut. Medicamente. Cred că cel mai bine, dacă eu am văzut și avem un caz. Da. Și știm că sunt mii și poate zeci de mii de cazuri în care s-au tratat fără medicină. Știm. Da, dar știi cum să zice, nu există boli, există pacienți. Poate la unii merge, la alții nu merge. Da, normal, că asta depinde de atitudinea fiecărui pacient. Ce a făcut-o? Mă gândesc că mama ei nu e totuși... Nu-i vrea rău. Înțeleg ce vreau să spun. Nu este inconștientă. Normal că vrea cel mai mult binele exact din lume. Ce-a dar din inconștiență, din neștiință pot să spun, din educație pot să spun și chestia asta. Atâta timp cât ea nu se informează, nu citește despre ce înseamnă lucrul ăla, îi se pare că dacă doctorul, așa suntem și programați, până la 5 ani ce auzim de la părinții noștri? Și eu, și tu, ce am auzit? Hai la doctor cu copilul. Normal că ăsta ne-i programul. Și de-aia când ajunge la doctor, wow, nu mai mă doare. Da, pentru da, că mintea noastră probabil, asta percepe. Mama ei probabil că a hotărât să schimbe în urma unei informații, măcar a văzut-o că informații vizuale, a văzut-o că nu se mai simte bine, habar n-am. De ce? Adică nu văd logica. Merge bine, fata ta se simte minunat și tu decizi de la sine putere să oprești tratamentul. Da, au venit niște analize ceva unde avea hemoglobina mică și de acolo a pornit toată treaba. Dar după ce a văzut-o în spital, da, a oprit tratamentul homeopat. Ok, i-am toată perioada. Asta cred că de-aia sunt și eu la televizor. Să înțeleagă poate ea că dacă e, nu poți să te duci. Acolo e o fortăreață. Asta nu am văzut și din punct de vedere... Nu se poate. Din punct de vedere al informațiilor. Nu reiese nimic, nu răzbate de acolo. Dar altceva mă intrigă. Mă, când suferi... Fiecare avem un medic curant, mai mulți specialiști care se ocupă unul de partea de inimă, altul, ca fiecare, știi? Dacă ești cât de cât responsabil cu viața ta. Ea, în toată perioada asta, afectată de o afecțiune de o asemenea gravitate, nu a avut un medic, un specialist, un profesor, un conferențiar, ba, da, care a să avut o îndrume cât de cât, da, adică da, să n-asculte, o săptămână fac cum zice mama, o săptămână fac cum zice vărul, totuși ai cancer, adică nu ai o gripă. Păi da, a fost și la o doctoră. A fost cineva care s-o îndrume oncolog, cât de cât specialist. Medic oncolog. Foarte... O profesoară încolo, așa, de fapt. Da. Dar? Dar ce? N-ați nu avem alternative. E influențabilă din partea familiei, mult tare. Adică ea n-ascultă doctorul, ascultă mai mult familie. Scuze-mă că mă gândeam la altceva. Mai spune-mă deci dată. Ea nu ascultă doctorul, ascultă mai mult familie. Da. Îmi spune...